așezământul monahal social, țara Almăjului, și-a prăznuit cel de-al doilea hram. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a sfințit pictura bisericii. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie. Pentru lucrările de înfrumusețare a Sfintei Biserici, dar și pentru misiunea pastorală desfășurată, ieromonahul Teofil Zamela a fost hirotesit protosinghel. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am binecuvântat și veșmântul picturii din biserica așezământului. Pictura este deosebit de frumoasă și împodobește această biserică, Mireasa lui Hristos. Așadar, înainte de Sfânta Liturghie, am binecuvântat pictura, iar la Sfânta Liturghie ne-am bucurat împreună cu preoții din depresiunea Almăjului și cu foarte mulți credincioși care au urcat acest dial la această sfântă mănăstire. Este o zi de bucurie pentru noi obște acestei mănăstiri, pentru ctitorii, pentru binefăcătorii acestui sfânt locaș, pentru noi toți care astăzi ne-am adunat și ne-am împărtășit din trupul și sângele Mântuitorului, o zi de bucurie pentru că, iată, după ani de muncă, Dumnezeu a binevoit să sfințească și să binecuvinteze lucrul mâinilor noastre prin prea preasfințitul nostru Părinte Lucian. Nu a fost o muncă ușoară, nu au fost ani ușor de muncă, însă, așa cum spune Scriptura, acolo unde Dumnezeu vrea să biruiește firea, Acolo unde Dumnezeu își dorește, legile naturale, firești ale acestei lumi sunt biruite. Pentru contribuția la ridicarea așezământului monahal, precum și la lucrările de pictură, Ion Hânda a primit ordinul eparhial Crucea Episcop Elie Miron Cristea, clasa a doua pentru mireni. Ion -a la diploma de excelență Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. De asemenea, toți ctitorii și binefăcătorii au primit, din partea erarhului, diploma de excelență Episcop Emilian Birdaș. Preasfințitul Părintele Lucian a oficiat slujba de sfințire a picturii bisericii acestea care s-a executat și în același timp a evidențiat lucrarea deosebită pe care Părintele Teofil Zamela o desfășoară aici la acest așezământ monahal. Piatra de temelie a fost sfințită în data de 22 septembrie 2013. În 29 august 2018, biserica a fost târnosită. În incinta așezământului va funcționa și un cămin pentru persoane vârstnice și nevoiași și un centru pentru tineret.